Bună ziua! În acest video o să-ți explic de ce grinzele întoarse la ultimul nivel pot reprezenta una din cele mai bune decizii la viitoarea ta casă. Acum eu mă aflu pe acoperișul unei case proiectate de noi și care o și construim, o casă energo-eficientă din Republica Moldova. Aici, dacă era o casă unde stâlpii de jos erau la același nivel cu parapetul și apoi se duceau în sus, grinzele se duceau până în zona pereților unde erau și stâlpii. Noi însă aici avem o consolă și de aici grinzele continuă în jos cu stâlpi. Așa sunt și în alte zone unde noi ca și cum venim cu stâlpul și facem un parapet ieșit pentru anumite forme mai interesante a designului exterior. Deci, în mod normal la o casă putem avea trei tipuri de sisteme. Planșeu și grinzi orientate în jos, de exemplu, planșeu de 150 de mm grosime și grinzi de încă 250 de mm în jos, cum vedem de exemplu la casa pasivă din Ialoveni. 2. Sistem structural fără grinzi deloc, unde grinzele ca și cum sunt încorporate în planșeu, care e mai gros, de exemplu de 220 de mm, așa cum am prezentat la o casă eficientă energetic, proiectată și construită la fel de noi, care a fost un pic documentată chiar și în câteva videouri pe YouTube. Și în al treilea rând, avem sistem structural cu grinzele interioare orientate în sus, ca și în acest video, și cum vedem aici. Noi folosim aici această soluție la o casă doar parter, chiar dacă o soluție respectivă poate fi folosită și la casele care sunt parter plus etaj și uite la etaj avem acolo fie în pod, fie la acoperișul plat, grinzele orientate în sus. Ce avantaje de această soluție? O să o iau pe rând. Și apropo, înainte să vă explic, dumneavoastră de care sistem constructiv aveți? Cu grinzele orientate în jos, în sus sau sistem fără grinzi? Acum deja m-am mutat la interior, noi am turnat o săptămână în urmă planșeul din beton armat, sunt mulți popi telescopici, încă multe chestii nu se pot înțelege, însă la general vă pot spune că în primul rând, în lumea modernă, unde rețelele și instalațiile sunt tot mai prezente în casa omului, inevitabil avem cabluri de electricitate, poate chiar și de apeduct, încălzire, răcire, canalizare sau cel mai des tubulaturile sistemului de ventilare, care este pe partea de jos a tavanului din beton, la interior. Rețele care se ascund sub gips carton, sub tavan extensibil sau sub rigle sau lambriuri decorative, de exemplu din lemn. Problema apare când toate aceste rețele dau de o grindă care trebuie să o înconjoare. Iată, vedem câteva imagini acum, vedem cum în special tubulaturile de ventilație înconjoară grinzele, trasee care pentru a fi ascunse, fie te cobori prea mult cu tavanul fals, ceea ce duce la spațiu pierdut, fie la tavane prejoase, fie încerci să le ascunzi cu mobilier sau forme mai neobișnuite a tavanului. Câteodată ți se reușește, însă niciodată nu vei putea toate traseele date să le ascunzi, lucru care aduce atingere esteticii și designului interior al casei tale. Ori dacă grinzele orientate în sus le vei avea, după cum vedem în exemplul dat, ai un planșeu la interior perfect drept. Ideal unde poți trage din orice colț în orice colț al casei, orice traseu de ventilare, curent, apă sau ce o fi, fără să-ți mai bați capul că îl vei da vreodată de vreo grindă. Iar în al doilea rând, nu vezi grinzile respective la interior, adică vizual nu le vezi. Ori în dependență de structura casei și amplasarea stâlpilor, poți avea grinzi de genul dat, și sunt sigur că dacă o să ridici capul în sus, o să vezi cum trece o grindă, cel puțin dintr-o parte a casei tale către alta. Când e pe conturul unor pereți interiori, parcă nu e problemă. Însă când îți disparte living-ul sau un open space sau dormitorul în două, nu e tocmai frumos. Absolut toți, dar toți beneficiarii care ne-au ascultat pe noi și au realizat sistem cu ultimul nivel, cu grinzile întoarse în sus, toți au rămas mulțumiți. Și eu cred că beneficiarii de casă o să aprecieze acest lucru. Deci, practic, se toarnă planșeul ca peste tot să fie drept, grinzele rămân întoarse la interior doar sus, cum deja v-am arătat. Acest sistem structural, după cum deja v-ați dat seama, are grinzele perimetrale
acolo unde și așa vor fi în pereți exteriori, cu orientare în jos. Oricum nu se văd, având aceeași grosime în cazul dat de 300 de mm, însă grinzile interioare deja sunt cu orientare în sus. M-am mutat aici pe acoperiș ca să vă explic că totuși, chiar dacă sistemul pare unul foarte bun și interesant, are două momente ca atenționări care trebuie să le cunoașteți. În primul rând, grinzile întoarse necesită o cunoaștere și o experiență de șantier mai serioasă. Ori deseori se pot strecura greșeli la armarea planșeului și grinzilor întoarse, lucru care ar scădea din rezistența acestora. Practic, planșeul va lucra un pic altfel cu grinzile întoarse decât cu cele obișnuite în jos. Iar aici trebuie să aveți atenție. Eu nu aș recomanda grinzi întoarse acelor echipe care muncesc la negru, care sunt fără calificare, ci doar la companii și brigăzi specialiști care au multe șantiere în spate de acest gen. Și în al doilea rând, pentru că vom avea deseori grinzile cam vreo 250 de mm în sus, adică noi avem vreo 150 de mm grosime planșeului și avem de aici până sus, de obicei, în jur de 250 de mm. Și uite, ca să nu avem punți termice prin aceste grinzi din interior, trebuie și acestea termoizolate. Și în acest sens, nu contează, aveți pod nelocuibil sau aveți acoperiș plat, grosimea minimă de la care trebuie să înceapă termoizolarea întregului acoperiș trebuie să înceapă de la 300 de mm, măcar 50 de mm mai mult decât partea de sus a grinzii. Deci dacă avem grinda de aici până aici 250, noi trebuie toate cavitățile, tot planșeul să-l termoizolăm cu 250, iar în zona aceasta să punem măcar încă 50 de mm de termoizolație și din cauza că polistirenul extrudat sau polistirenul expandat sau vata minerală are coeficienți buni, dar există și alte materiale mult mai bune, eu aici acei măcar 50 de mm aș recomanda să fie plăci PIR, care au o conductivitate termică de 0,021, 0,024 W pe metru Kelvin. Și deja în dependență de planul acoperișului, planul pluvial de scurgere, panta acestuia, se va începe dintr-un punct mai de sus până în punctul cel mai de jos, însă în așa fel încât acolo unde va fi punctele cel mai de jos să fie cel puțin 50 de mm. Deci se va primi că, de exemplu, aici vom avea 50 de mm, aici 80, 100, 120, 150. Peste grinzi, ca în total în partea deja aceasta, acolo să fie 300, 350, 400 de mm. De ce menționez acest lucru ca o atenționare? Deoarece, din păcate, nu încă toți beneficiarii și proiectanții și constructorii înțeleg că normele de eficiență energetică necesită o termoizolare bună, nu 10, 15, 20 cm la acoperiș, ci de la 25-30 cm în sus. Și atunci când ai grinzile întoarse, ca să nu ai punți termice în toate aceste zone în interior, ca să te întrebi pe urmă de ce condens avem și de ce mucegai și de ce probleme cu umiditatea, trebuie să le termoizolezi bine ca să minimalizezi pe cât se poate cât mai mult punțile termice. Cam atât. Cam atât cu acest video. Tu ce părere ai despre acest artificiu ingineresc? Se merită? Eu zic că se merită. Tu însă ce părere ai? Dacă găsești acest video util, din care ai învățat ceva sau o informație nouă, eu cred că te costă doar 2-3 secunde să dai un like, un share, dacă este cazul și un comentariu. Astfel noi o să înțelegem că munca noastră este apreciată. Repet, ceea ce am zis la începutul videoului. În mod normal, dacă aici eu aveam stâlpi jos din beton, stâlpul venea până încoace și continua cu grinda. Noi însă stâlpii avem, uite aici, în jos. Asta este o consolă ca o copertină, terasă a zonei de intrare, dar ia ca vedem și acum în video respectiv. Vă mulțumesc și toate cele bune!